ciupe și ce vrei să faci cu el? Vreau să-l pun în engleză, dar doar că nu știu cum. Ce faceți aici? Dar le luam pe toate cu gard în gură. Ce? Păi adevărat, asta vreau să zic și eu, dar toate au... Au toate gard în gură, mă. Ce să facem, frate? Hai, dau play. Dă-i, mă. Pe mine m-a chemat Ambar. Cutu și pastă. Pe mine m-a chemat Runa. Pe mine tot Runa. Ce ciudat. Îmi pare foarte rău, Lena, față de ce-am zis. Hă? Paste le-a luat de la provizionare sau de unde le-a luat? Trebuie cu știe pe de unde le-a luat și paste. Păi, bă, un are 15 ani sau 16 ani de aici, mâncați-și care, da, e sirena. Papuși Gucci. Da. Dă-i star. Trebuie să-i spun și eu Selenei. Și pe masă. Ce se întâmplă? Maica, să se mor. De ce? Vreau să spun că medalionul are puteri magice și pot să-ți citesc gândurile. Pentru că și eu am fost sirena. Ce tare! Trebuie să le spun federalizarea asta. Da, da, da. Este ceva mai important să spun. Ia pune-o pe copa o vrăjitoare, bă. Ia. Bă, dar voi ați văzut-o pe aia cu Imogen și tipuri de persoane în bani? Nu, că n-am văzut, mă. Am văzut-o. Ai văzut-o cu aia, pe aia cu Andra Gogoanu stropește și că face, aoleu, lănțicu. Aia n-am văzut, nu știu, am uitat la Jaxi pe la ei puțin. Mih, mai bine te dăm pe clipul ăla și după continuăm aici. Nu, frate, ne uităm la ăsta dacă tot am început. Ne uităm și la ăla după, da? Da. Uite pe ăsta, ce așa. Haide, mă, dau play. Ce mai contează? Vă interesau doar medalioarele. O să facem noi ce tu nu ai fost în stare. Kira? Și tu ești? Ricky, m-a trimis Sorbinul să-mi spui despre sirene. Mamă, dar este nume, da? Ăla este Ricky? Da, el este. Cine-i tipa aia? Dar ce slăbane sunt astea cu ei? Ce tatuaj? Membrii Ordinului au semnul Ordinului tatuat pe mână. Ba da, Kira, ele sunt Selena, Milen și sora mea Elena. Milen? Bună, Milen. Trebuie să... Cartea de istorie ne-a luat asta. Îmi pare rău, n-am vrut să-mi dai informațiile. Ne-am aflat noi. Una dintre sirene este cineva foarte apropiat. Pam, pam, pam. Da. Spoiler, una din sirene no, e foarte... Nu, dă-i skip. Nu, frate, trebuie să ne uită la așa ceva. Dă-i cu aia. Ia. Nu. Ia, taceți! Firea sirene. Taceți, că a început. Mă, sunteți nesimțiți? Șt, că vreau să mă uit aici. Vomită de-aia cu după film. Tai, frate, așa. O fată pe nume Selena. Selena? Este sirena? Da. Nu, cu aia. Și tu trebuie să mă prinzi. Nu pot să-mi fac rău. Nu este nevoie. Avem nevoie doar de medalioane pentru a le distruge. Diseară, a doua la locul nostru. Ne ocupăm noi. Și cu Selena, ce să se întâmple? O filetă, mă băgăm la meniu. Eliberăm. Sau ce, la restaurant, o pune pe platou pescarului. Voi ce părere aveți despre Ricky? Și fără supărare, Elena, dar trebuie să recunosc că îmi place de el. Nu! Da. Este regula prietenilor. Nu ai voie să te îndrăgostești de fratele uneia dintre noi. Eu cred că este puțin exagerat. Ce? Step, bro. Dar... Ce? Sunt singurul cu nod în gât acum. Nu fă date că mie chiar îmi place să mă uit așa ceva. N-am mai văzut de când a încetat ăsta Lost Pass să facă episoade, atunci m-am umplit și eu. Frate, ești... Mă, sunt fan de la sirene. Nu mă, că m-am uitat la Lost Pass. M-am uitat la Lost Pass. Bă, dar vedeți ce nas are asta și că-i vrăjitoare? Da. Și-a luat fața de Halloween asta. Păi, Andra Gogan, n-ai văzut-o, mă? Mă, bă, aia are vreo 20 are de ani și ceva, și astea au 15-14 ani. Le dau maxim 12. Nu, no, mai mult că m-am uitat eu pe Insta. No. Da, le-a dat și follow ăsta. Exact. Nu. Aha. Dacă mie îmi place de el, cum poți să-i spui uite-te pe ăla. Nu mă uită pe așa ceva. Ei, oprește-te, nu vreau să aud asta. 30 de chile cu frigiderul în braț. Poate pentru tine. Fetelor. Am primit un mesaj foarte ciudat de la o colegă. Iau. Cine e norocit? Ci că există un canal de YouTube despre noi. Ia. Cum adică? Cum adică? Adică Runa și Ambar fac pe detectivii. Ce Runa și Ambar, hoi, doamne. Am aflat cine ți-a pus mie de nu se știa bosguri, hoi, sunt. Mă, toși, mă, că vreau să-mi mă la film.
Nu pot să cred că au ajuns să facă una ca asta. Să mă piși pe ser. Aiurea rău. Oare au auzit ceva legat de faptul că suntem sirene? Bă, să vor ce drept. Sper că nu. Știți ceva? Hai să ne punem totuși medalioanele în buzunar. Da. Eu l-am deja. De acolo. Acolo nu îl pierzi niciodată. Tu auzi ceva? Da. Moby Dick. Mamă, ce cu căștile astea, bă? Mamă, o ține banca, bă, băiete. Sau unde stai? Parcă auzi eu ceva. Care o fi faza cu medalioane? Nu știu, faza de băia care aia. Da. Hai să le urmărim. Are asta gușa lui stresul. Eu furam guștea lui deci, bă, ce-s cu căștile astea, mă? Nu știu, mă. Nu știu cu aia. Uite, ești tu, zici că e ceva fir de la... Da. Ce vorbești cu aia? Avea și retul de la Didaș în urechi. Mă, dai, pus pauză să... Da, vezi cum a rămas. Am vrut să văd dacă ne-a ajutat cineva seama. Mamă, ce... Am văzut din prima. E ceva de genul telepes de șaorma. Mi-ai lăsat șaorma de sub bărc. Mamă, uto. Oare ce gândește Ricky despre mine? Stai, poți să afli. Ce prostă este. Hei, Ricky, ce faci? Am făcut? Bună, Selena, chiar vreau să vorbim. Mai tare? Da? Mai tare? Adică despre ce? Mai tare. Nu, da, bă, mai tare. Vreau să spun ceva important, bă. Dar ar fi bine să ne vedem. Sigur. Păi n-au de ăla, dă-l dracu. Diseară, îți trimit eu locația. Mă, mai tare că rămâne. Bine, de-abia aștept. Și eu, ne vedem de seara. S-a încins pe șaptele, a? Ce drăguț. 70, sărat, 50. Păi nu am reușit să-i citesc gândurile. Dar nu contează, merg la întâlnire. Unde n-are bă asta iPhone 11 Pro? A, Uber. A, e telefonul de... Care iPhone 7 S? E 6. S plus... E 6 ăla? Ia, tu, bă, e ăla de pe 2016. Nu știu cine sunt, dar eu știu că tu ești sirena. Ești în pericol. Ordinul știe despre tine și vor să te prindă. Pe strada Rovionului. Așa se scrie, bă, România. Mă, voi ați văzut că se scrie strada... A scris strada Rovionului? Da, Rovionului. Bă, ia, stai puțin. Un mesaj lui Rovion aici? A, nu, frate. Nu? Nu. Provision. Da, nu, eu cred că îi zice lui Stret. Iar să 7 ani în oglinda asta. Te rog frumos, nu. Dar chiar m-a zis Provision că a început episodul în fața oglindei și aici a rămas. Nu, te rog frumos. Mă, mâncați, eu știi ce mă miră? Că încă e oglinda în picioare cu fața lui asta. Mă mir cum de rău s-a crăpat de ăla. Bă, știți că asta vreo 30 de secunde? Ne-am dus. Dau skip sau? Nu, lasă-o să văd că e frumoasă, dar... Aolo! Ia... Ia uite! Asta e balena! Te dea aia una! Sporosic, mă! Hai, cum mai e, dacă e comit? Cine sunt? Ce-ai încercat? Ce? A, nimic, frate! Cunosc Pascal cândeva? Mamă, ceva, de genul ăsta, se intitulează Ordinul! Și ce vor de la tine? O poveste lungă. Mersi că m-ai ajutat. Prietenile are voie să se cunosc. Acum hai să plecăm de aici. Ce actorie bună. Ia. Yeah. Ia. Yeah. Ce e că e Moby Dick asta, ești nebun, știi cum? Nu, mersi frumos. Nu, mersi frumos. Ma, da mă că cumpăr eu. Da. Ajutor să mă știi cineva. Ia, yeah, ia. Yeah. A, aici, 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 aici. Ia. Ma. Să vede copacul de aia. M-am gândit să mă leg singură de copac, mă plictiseam. Stai să te ajut eu acum, mai repede. Ah, sunteți fatim și un clip pentru canalul nostru de YouTube. Ai nebunit? Salutare tuturor, noi suntem Rumbar. Bine, doar Ambar, pentru că runa este legată de copac. Hai mai repede să mergem. Ești curată, eu cred că să închei la fermoar. Ce? Cu aia e mic? Bă, mâncați, eu cred că copacul e legat de ea. Așa a spus și stresul. Au luat-o pe Lena. Cine? Niște oameni. Copacul legat de ea, nu ia de copac. Cred că se numea Ordin sau ceva de genul. Bă, dar nu găsi și eu, nu mai pare. Dar nu uitați, va. Păi, că primul pe care l-a văzut, l-a luat direct, s-a dus. Bună! Dar la clădire, ce avea? Aaaa, mă, ia să vreau că stă iar pe aici. Încă vreo 40 secunde. Hai, schimb. Ia uite, mă, bonetă de francezi. Francezi de toi de aia? Hai că am eu de...
Ia. Ia uite o pastă. Epsis, hai. Ce faceți aici? V-am spus deja tot ce aveți nevoie. Ne trebuie medalionul tău. Înțelegerea a fost că dacă vă dau celelalte medalioane... Please, dă-mă, te intra peste tine în casă. Ha, naivo, avem nevoie de toate 5 ca să le distrugem. Nu-l vezi lua! Mamă! Mamă! A sărit ăla aici din munte, s-a căcat pe el. Ia, uite-l. Săracul. Părare. Cred că la... Da. Bage și el niște manele. Oare fac ce trebuie? Asta și-ar fi dorit bunicul de la mine? Adică și el a fost vânător de sirene. Probabil că da. Îmi pare rău, Selena, că trebuie să-ți fac asta. Și faza asta e penală. Pe strada Rovionului. Aha. Ha, uite. La vine zici că e robot. A, da mă, că tu când dai să fugi, fugi fix pe lângă ei, nu în spate, ce dracu. A fugit printre ei, bă, să fugi, da. Așa mă, du-te la perete, mă, să mă bată pe mine. Ai dit am mai strada roada, tu te duci la perete, să mă. Ai, ce dai, bă, mă. Hai. Nouă lume, Selena, trebuie să spun ceva important. Și eu. Wow. Bine că s-a răpit. Bine că s-a răpit. Aia e, salut, băieți.